Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Tema dialogului de astăzi este una care privește frontal imaginea creștinismului astăzi. Suntem conștienți toți cei care ne păstrăm totuși intactă atenția în legătură cu fenomenul religios din România, dar și din întreaga lume, din Europa, în principiu, suntem interesați de asta. Suntem conștienți că imaginea creștinismului este pusă de multe ori în criză. Nu este pusă de el însuși în criză, deși inclusiv despre bisericile creștine și despre un anumit tip de scleroză care le atinge instituțional putem vorbi, dar este pus în criză, este pus în corzi de multe ori creștinismul astăzi din cauza unor atacuri sumare, nedrepte de multe ori, caricaturizante. E vorba de imaginea pe care o reflectă presa generală în legătură cu fenomenul religios, cu faptul religios, cu prezența creștinismului în spațiul public. Despre aceste multe lucruri și alte teme subiacente lor, am deosebită bucurie să vorbesc astăzi cu distinsul om de cultură, diplomat, scriitor Teodor Baconschi, căruia îi mulțumesc foarte mult că ne-a acceptat invitația. Bună seara! Mă bucur mult că sunteți aici, domnule Baconschi. Sunteți una dintre personalitățile culturale foarte lucide. Asta admir foarte mult la dumneavoastră. Nu v-ați pierdut deloc luciditatea, spiritul frumos critic, deși unii ar spune că ați fost pe culmi care v-ar fi putut îndepărta de realitatea imediată. Sigur că aceste culmi sunt cel mai adesea lovite ele însele de trăznet, cum spunea Seneca. Știu că și dumneavoastră v-ați confruntat cu foarte multe critici, unele provocate chiar de asumarea dumneavoastră curajoasă și ca om public, ca om politic, a unei poziții creștine, frumos conservatoare, firești de altfel pentru orice creștin bine instalat în solul credinței lui, bine orientat. Spuneam că ne deranjează din ce în ce mai mult, de ce să nu o recunoaștem, nu putem să rămânem indiferenți, nedreptatea care îi se face creștinismului în fiecare zi în spațiul, aș spune, mediatic. De multe ori îl găsim redus la caricatural, găsim atacuri nedrepte, găsim insidios plasate tot felul de lucruri menite să-l dizolve cumva la nivelul viziunii lui despre firesc. Mă gândesc la problema homosexualității care e prezentată ca o mare dramă, de parcă ar fi cineva persecutat în România pentru asta. Din foarte multe direcții observăm, adică cel puțin bruiaje, dacă nu atacuri. Cum vă explicați această aproape detestare care crește în jurul creștinismului astăzi, când creștinismul, nu știu în ce măsură, mai poate deranja pe cineva? Oricine e familiarizat cu istoria foarte îndelungată a Bisericii lui Hristos știe că această nouă religie, noua lege, nu s-a putut niciodată confunda cu lumea și cu spiritul ei. Întreaga istoria bisericii este punctată, deci, de tensiunea care apare între scandalul unui Dumnezeu întrupat, răstignit și înviat și raționalitatea autosuficientă a filozofului sau gelozia politicianului, fie el rege, împărat sau altceva, față de devoțiunea comunităților creștine adresată unui suveran nevăzut, transcendent. Cu alte cuvinte, fără să facem acum lecții de istorie, putem spune că tensiunea dintre creștinism și trupul lui Hristos, care e biserica, și lumea largă, nu e o noutate. Ea s-a manifestat fie sub forme violente de-a dreptul de persecuție împotriva creștinilor și de-abia ce a ieșit pe piață filmul lui Martin Scorsese că despre martiriul creștinilor în Japonia, în secolul XVII. Câteva zeci de mii de creștini au fost torturați, răstigniți în momentul în care autoritățile nipone ale acelui timp au luat decizia politică de a scăpa de creștinism, de a-l elimina de pe solul Japoniei. Bun.
Așa încât, venind mai încoace, avem, bineînțeles, martirajul continuu, deci starea de mărturisire a credinței la care au fost expuși creștinii în nazism și în comunism. Cu alte cuvinte, nu facem un amalgam. Nu spunem că creștinismul, să spunem, în România, indiferent de ipostazele lui confesionale, face obiectul unei persecuții. Ar fi exagerat. Suntem în democrație. Democrația e un regim politic nou pentru români, pentru că, cinstit vorbind, nu l-au cunoscut nici înainte de comunism, cu adevărat. Sau prea puțin. Și, prin urmare, și adaptarea la acest nou regim politic, la pluralismul opiniilor, la diversitatea punctelor de vedere, la o cultură a dialogului civilizat, se face mai greu, pentru că avem destule explicații, dacă vreți, în această lungă tranziție postcomunistă. Standardele educației naționale mai degrabă au coborât. E un verdict, o evaluare critică pe care puțină lume o contestă. Din păcate, suntem confruntați cu niște fapte, cu niște statistici. Deci, ai și puțină educație într-o democrație. Nu se face suficient pe planul ăsta în școala românească, așa încât e relativ ușor pentru noile generații să răstălmăcească democrația și să considere că toate drepturile pe care ea le acordă persoanei și cetățeanului nu sunt dublate și de niște responsabilități, că putem face și spune orice, că atâta vreme cât nu intervine codul penal, bunul simț sau un cod moral de conviețuire n-ar mai avea sens, pentru că n-am încălcat nicio lege, de pildă. Nu? E și ăsta un argument al agresivității verbale în media sau pe în rețelele de socializare. Cu alte cuvinte, ceva e fertil în această campanie media anticlericală, și anume îi face pe creștin să, oriunde ar fi, să se întrebe, să răspundă civilizat și în același timp să își aducă aminte că n-au îmbrățișat o condiție existențială bazată pe convenabilitate, pe confort și pe huzur. N-a fost niciodată cazul. Nu e o huzur reală. Condiția creștină presupune, în primul rând, coabitarea minții cu toate paradoxurile credinței și în același timp cu acest semn al crucii care te pune deoparte, te pune în prima instanță într-o categorie inferioară. E un fel de experiența smereniei, este o autolimitare care te pune în situația de a nu te considera pe tine centrul lumii. Ori asta intră în contact și în conflict. Știți ce mă deranjează? Cu mentalitatea asta de a omului revoltat. Albert Camus a scris în 1951 un text. Omul revoltat. Despre asta, omul revoltat. El, mergea așa pe linia istoriei filozofiei europene, care a avut destule repere din punctul ăsta de vedere. Dată că omul revoltat este reîmpachetat în această societate a spectacolului și totodată trăiește cu impresia că toate frustrările lui, că nu poate fi la fel de bogat ca altul, la fel de deștept, de cultivat, de plin de succese profesionale ca vecinul, nu știu, asta îi creează o stare permanentă de revoltă, de nemulțumire. Frustrare. Cine e vinovat? Pornește în căutarea țapilor ispășitori. E sindromul ăsta de disonanță cognitivă din fabula vulpii cu strugurii. Da. Vulpii e foame. Ar vrea strugurii, dar neajungând la ei, trage concluzia că nu sunt copți încă, sunt cam acri și că nu merită. Vedeți că în această disonanță cognitivă trăiește omul revoltat al secolului 21. Revolta lui e atât de intensă și de sistematică încât se banalizează și își pierde sensul. Pentru că revolta e omenească. Dar în fața unei nedreptăți vizibile, în fața unei situații moralmente intolerabile, în fața unei discriminări, în fața unei absurdități. Dar nu cu program 8-20.
la omul revoltat, tot timpul. Exact. Sau chiar non-stop, 24 din 24. Devii artificial, nu te mai crede nimeni că ești chiar atât de revoltat, fără încetare, nu? Da, revoltații de serviciu, ca să nu mai spunem scepticii de serviciu, deja scepticismul pare o formulă elegantă, depășită astăzi. Asistăm pur și simplu la genul acesta de atitudine legată de strugurii creștinismului, care le par acri celor care nu au ajuns să-i guste niciodată, oameni care emit critici abundente în legătură cu biserica, cu creștinismul însuși, fără să le cunoască în niciun fel decât prin ricoșeu, din auzite, dintr-o experiență nefericită cu un preot care sigur că n-a făcut cinste bisericii prin atitudinea lui, aceste argumente extrase din experiențe strict personale, segmentare și generalizate asupra întregii instituții a creștinismului, sunt fără îndoială nedrepte. Ceea ce este cu adevărat, aș spune, revoltător de data asta din partea opusă, este atunci când ești întâmpinat cu genul acesta de afirmații, de alegații îndrăznețe. Creștinismul e retrograd, ortodoxia e paseistă, pășunistă, din cauza ortodoxiei nu ne-am putut cupla la Occident, sigur, o reverie negativă mai veche, chiar din interbelic. Toate aceste critici care astăzi sunt ridicate foarte sus la rampă de către televiziuni, te fac să te simți cel puțin incomodat de ele, dacă nu revoltat. Când tu știi că, de fapt, biserica nu este doar ce se vede la suprafață, nu este doar preotul sau episcopul X sau Y care pot dezamăgi. Această ignoranță cruntă, religioasă, cred că e o trăsătură foarte tristă a întregii societăți românești. Și analfabetismul cultural religios din zona presei nu face decât să întețească sau să livreze formule foarte grosiere, ca să nu le numesc altfel, în spațiul public, în legătură cu biserica și creștinismul. E adevărat că avem multe forme de analfabetism. E așa zis un analfabetism funcțional, adică ai fost la școală, dar nu știi să înțelegi un text, chiar dacă îl buchisești. Iletrismul. Ai analfabetismul digital, care te face să nu știi cum să folosești internetul și tot restul. Și unul religios care reflectă parțial eșecul programelor de catehism și de educație religioasă în 27 de ani de libertate, după comunism. Asta e o temă în sine pe care vreau să o discutăm. Eram doar în grupul de reflecție pentru noirea bisericii. Am găsit acum câteva zile, am găsit scris de mână draftul unui comunicat pe care îl făcusem în numele grupului, care avea exact acest subiect. E bine, religia revine în școală în 90, la început, dar iată că nu reușește să... Nu să facă o generație de cruciați, de mari teologi sau de mistici, călugări și mai știu eu ce. Nu. Dar pur și simplu să transmită conținutul tradiției creștine, al învățăturii bisericii și bazele unei vieți orientate după criterii, să spunem, spirituale, cu privirea în sus, nu? Încercând să te depășești, să devii mai bun, să conviețuiești armonios, să-ți înmulțești talanții, să lași ceva de seamă în urma ta, nu? Cam astea sunt mizele unei vieți obișnuite. Nu prea s-a reușit și aici iată că e ușor, odată în plus, să arăți cu degetul. Eu v-aș propune un paradox, alt paradox, și anume că biserica, bun, sigur ca orice organism, ea e de natură divino-umană, deci e la mijloc, odată în plus te oprești cu criticile la partea ei, să spunem așa, omenească și treci și frontiera, dincolo, nu? Te începi să dai cu barda în Dumnezeu, cum se spune în popular. Dar biserica e criticată și pentru că e foarte puternică. Este departe de a putea fi comparată cu orice altă formă de agregare comunitară în România, de pildă. Și
din acest motiv, ea e marele magnet care polarizează toată această pilitură de fier, nu? O atrage în jurul ei în încercarea de a-i limita puterea. Biserica e, de fapt, foarte influentă în societate. Și unii spun influența asta e nedemocratică, pentru că nu ne ciuntește întrucâtva libertățile sau libertatea de a alege și așa mai departe. Poate că am putea privi lucrurile și sub aspectul ăsta. Ce altă instituție, poftim că sunt acum noi controverse legate de catedrală, da? Eu îi spun catedrala patriarhală, că n-are rost să... Da. Să cădem în filetism. E mult mai precis, da. Așa. Iată, e în timp de pace și după comunism, când numai păduri de vile ciudate au apărut pe munții și văile patriei. În rest, mari construcții emblematice n-a făcut nimeni, niciun guvern, nicio altă instituție. Și iată că pe acest deșert edilitar, arhitectonic, patrimonial, apare un reper major care, să dea Dumnezeu, eu m-aș bucura să, într-adevăr, să fie gata de centenarul Marii Uniri. Ar fi acesta un, este un mare simbol, mă rog, de poate și o chemare, nu știu, spre adâncurile adormite ale națiunii noastre. S-ar puncta simbolic jertfa sutelor de mii de eroi. Da, evident, neamului. Evident, la care ne gândim rar. Prea rar. Pentru că așa e în istorie. Generațiile următoare profită de sacrificiul celorlalți cum profităm noi de sacrificiul lui Hristos. Poate chiar ne mântuim, dar el pare să nu mai conteze chiar atât de mult. Deci e ingratitudinea asta omenească, mă rog, care se tot amplifică. Dar asta spuneam, ce altă instituție construiește ceva comparabil cu catedrala? Păi normal că toate geloziile și toate formele astea de meschinărie își găsesc orice pretext pentru a umbri acest eveniment care este... S-a ajuns ca oameni care nu știu nimic despre simbolistica clopotului, da, să critique clopotele viitoarei catedrale. Da, deci eu încă o dată spun, vedeți, de asta descurajez de câte ori sunt întrebat teoriile conspirației și complexul cetății asediate. Deci da. Am adunat niște eseuri recent într-un volum cu acest titlu. De ce? Pentru că asta dezvoltă în seninătatea plină de nădejde a vieții creștine un complex de persecuție fără să fie cazul. Creștinul trebuie să-și regăsească mai degrabă umorul, o anumită elasticitate în dialogul ăsta, ping-pongul ăsta, care trebuie să aibă accente polemice cu cel care te... Inevitabil. Nu? Pentru că e o lipsă de fair play în cele mai multe cazuri. Există atei onești intelectualmente. Și care încearcă, pe baza unui umanism secularizant, laic, să se comporte și să fie cât mai la înălțime. Nu? Dar există și ateismul agresiv, ignorant, ateismul rău intenționat, ateismul de campanie, ateismul de dreptul comandat, care devine un pretext al vătămării imaginei publice a bisericii. Prin generalizare și amalgam, de exemplu, cum spuneați. M-am dus la biserica cu tare și în curte și părintele era un pic chelchelit sau nu mi-a dat factură sau nu știu ce a făcut, a zis nu știu ce. E clar. Tot clerul, dacă se poate, din toate timpurile și din toate spațiile, e o categorie nefrecventabilă. Genul ăsta de judecată nu face decât să îl pune într-o situație neplăcută pe cel care o emite. Pentru că o minte rațională, obișnuită cu silogismul, cu demonstrația, cu o rigoare intelectuală minimă, nu se poate preta la asemenea prăpăstii. Da, exact. Dar asta spuneam, nu persecuție, nu hai să zicem, vai, a început un nou... Nu, persecutați sunt în Orientul Mijlociu creștinii. De către un islam radicalizat care îl extirpă
și îl sugrumă, îl sufocă și îl ucide zilnic. Există în Africa subsahariană un avans al islamului radical care, iarăși, din Kenya până în coasta de Fildeș, pune sub presiune comunitățile creștine. Nu în Europa. Europa are comportamentul unui bătrân care a căzut în mintea copiilor, aș spune. Ea de atâta vreme pe scenă, cu o civilizație atât de rafinată, care genetic, ca mă refer acum la genealogia ideilor în istorie, este un rod și al bisericii, nu? Oriunde s-ar duce și compatrioții noștri, în orice țară și-ar petrece vacanțele anuale sau bianuale, dau peste monumente ale patrimoniului creștin. Europa e tot ce e construit, tot ce e articulat ca sens, tot ce e text important, tot ce e artă, sensibilitate, tot ce e bagaj de experiență spirituală, totul e cristocentric. Numai că, iată, hai să nu zic bătrânul domn, dacă spun bătrâna doamnă, pot să mă acuze cineva de misoginist? Nu. Bătrâna doamnă numită Europa, cândva o fecioară, nu, în mitologia greacă, nu mai are nimic feciorelnic. E cumva ajunsă la un punct în care propriul său centru, Hristos, nu mai e văzut ca centru. Și centru în politică, care este esența democrației, s-a golit și se duce spre extreme. Putem vorbi... Și centru, clasa de mijloc, care este acea burghezie cu simțul onoarei, care are și capacitatea de a munci, de a crea și de a menține, dacă vreți, un bun raport tradiție prezent-viitor. Toate aceste centre sunt cam dislocate. Trebuie să recunoaștem. Sigur, o să spuneți, bun, punem diagnosticul și ce facem? Închidem prăvălia, Brexit, toată lumea? Nu! Bineînțeles că nu. Bineînțeles că astea sunt provocările generației noastre și trebuie să nu contenim, să pledăm pentru creștinism viu, pentru un creștinism al viitorului, pentru un creștinism ca viitor uman, pentru că am putea să avem și un viitor bionic, sau asta e o altă discuție, am putea ajunge în situația în care entități prevăzute cu inteligență artificială se autonomizează și nu mai răspund la programele scrise de om. Deci e o vreme periculoasă, cu presiuni din toate felurile, nu intrăm acum în detalii, islamul din sud, deteriorarea democrației, noi demoni ai naționalismului, rupturile astea sociale, polarizările, toate astea fac din Europa secolului 21 un loc, pe de o parte călduț, civilizat și opulent, pe de altă parte fragil, expus la niște riscuri sistemice și care ar putea capota. Dar noi ce putem face? Să ne rugăm lui Dumnezeu ca acest copil oarecum privilegiat al lui, care este cultura europeană, să nu își piardă cu totul busola, pentru că liber a fost tot timpul. Și liber a fost creat, nu numai omul european, omul ca atare. Dar iată că în Europa există aceste neliniști metafizice, de altfel fertile, până la un punct, care fac diferența. Nu e o societate care a inventat istoria prin creștinism și care acum trăiește într-o istorie accelerată prin propriile sale revoluții. Da. Există o discuție întreagă purtată în jurul acestei probleme. Europa e străbătută de forțe foarte vizibile, dei fuge. Vorbim de o decrepitudine spirituală, cel puțin la nivel instituțional. N-avem acces în alte registre. Vorbim în același timp, sau există gânditori europeni de talia lui Jean-Luc Marion și nu numai Michel Henry, fenomenologi ai faptului religios, care ne asigură că ipotezele ieșirii din religie
sunt depășite, că dimpotrivă asistăm la o revenire, la un flux al religiosului, care sigur e camuflat în forme mai puțin convenabile creștinului tradițional sau tradiționalist, dar care sunt reale. Dumneavoastră, cum percepeți ca analist al acestui fenomen lucrurile? Ce să vă spun, științele profane ale faptului religios se erigează într-un soi de instanță profetică și nu e cazul. Ele pot urmări serii de evenimente, pot crea o grilă metodologică și hermeneutică prin care să explice comportamentul lui homo religiosus. Dar, dincolo de asta, Dumnezeu e singurul care îi cheamă în dialog cu el, sau mai exact, care bate la ușa fiecăruia. Dacă se deschide acea ușă, ușa sufletească, bine, dacă nu, nu. Și aici vorbim despre orice tip de subiect al secolului 21, de la fizicianul cuantic, de la MIT, până la Flora Reasa din colț de la Piața Romană. Toate ipostazele acestei umanități nu sunt într-o altă raportare libere să îl descopere pe Dumnezeu și sau să nu o facă. Deci nu cred că e vorba de capacitatea antropologilor, psihologilor, sociologilor, religiei de a face o analiză fină, de a anticipa niște tendințe și de a vorbi ca în termenii unor cicluri economice despre dialectica sacrului în istorie. Nici pomenală. Ea e complet diferită calitativ, are alte resorturi, rădăcini mult mai profunde, corespunde unui set de necesități existențiale pe care nici măcar hrana sau adăpostul nu le pot acoperi. Și atunci eu nu spun că literatura critică și de catedră din această sferă bibliografică a științelor religiosului e maculatură sau a devenit inutilă intelectualmente. Spun doar că toți dușmanii și toți apologeții lui Dumnezeu, tot în intervalul dintre alfa și omega, pică. E un spațiu mult prea larg pentru ce discurs poate produce factorul uman. De la blasfemia radicală până la unio mistica. Deci Dumnezeu depășește tot ce am putea spune pentru sau contra Lui, pentru că nu suntem martori într-un proces în care El i-a acuzat. Noi suntem partenerii unui mare proiect cosmologic, existențial, metafizic, al cărui sens general a fost punctat de revelație și a atins momentul culminant în faptul întrupării și în axarea istoriei umane în cronologia creștină, înainte și după Hristos. Și în rest, noi venim cu micile noastre proptele conceptuale, teoretice, academice, politico-ideologice, artistice, dar fără să putem epuiza subiectul. Pentru că, până la urmă, chiar dacă biserica, să spunem, s-ar restrânge, poftim, să luăm în calcul un scenariu pesimist, trist pentru orice creștin viu. Și anume că, într-adevăr, secularizarea, indiferentismul religios, ignoranța, devin ele însele patrimoniu care se transmite. Nu se mai transmite credința și memoria ei culturală, ci se transmite memoria revoltei și a ignoranței și a indiferentismului. Se reduplică la nivelul a 2-3 generații și te trezești că ceea ce părea să fie un teritoriu devastat devine un deșert în toată regula. Deci pur și simplu un loc unde omul nu mai trăiește decât în dimensiunea lui biologică, mă rog, ca mamifer evoluat care, știu eu, încearcă să nu cadă în canibalism. Eliade era de părere că e o pură utopie aceasta. Nu, de dragul și nu numai ipotezei el, o luăm. Bun, e o lume atractivă? E o lume în care, de fapt, ne-am dorit să trăim? Nu, ar fi infernal. Da, nu, dar aș întreba și pe unul care e pe cale și caută și se întreabă și
poate, nu știu, cineva, un adult dintr-o altă confesiune ar sau religie gradul, care se pregătește da. Să se boteze. Ar crește gradul de fericire al cuiva dispărând biserica? Ea spune, uite, așa cum cu programul numit Photoshop poți să transformi o imagine, nu? Să-i faci tot, să operezi tot felul de modificări cromatice, de luminozitate, da. De contur, de context. Hai să scoatem cu Photoshop toate referințele creștine din orice carte, bibliotecă, loc public, memorie personală și individuală, comunitate, etc. Ce rămâne? Cum am, dacă toți cei care se grăbesc să dea cu parul pe un fond de robustă ignoranță și-ar imagina cu adevărat ce consecințe morale, sociale, epistemologice ar avea o posibilă, un soi de cataclism, de intrare în această ordine pe care o tot descântă, a post-creștinismului, a post-umanului, a post-istoricului. Bun, mie mi se pare că sunt variațiuni ale unei psihologii de sinucidere teatrală, care vrea niște dividende de la atenția publică, dar care nu e serioasă filozofic, pentru că orice cap filozofic matur își dă seama că subiectul religios nu poate să fie escamotat, pentru că odată cu el pleacă și întrebarea asupra omului. Vă mai spun că m-ați stârnit un pic, doar atâta. Friedrich Nietzsche, campion al anticreștinismului pe un fond de revoltă de asta târziu luterană, anticlericală și așa mai departe. Pe măsură ce îi citesc postumele, îmi dau seama, ca și în cazul lui Emil Cioran, că acești dușmani ai unei anumite mici îmburghezire a creștinismului, exact. A rutinizării, a mediocrității intelectuale și spirituale în care se complăceau anumită societate prusacă, a uciderii lui Dumnezeu prin birocrație ecleziastică. Da. Dar că acești oameni sunt mai genuini și profund atașați de tema creștină, de persoana lui Hristos și chiar a Sfântului Pavel, decât mulți profesioniști. Erau niște fierbinți, nu niște reci sau căldicei. Sau, da. Deci, de asta cred că sunt motive pentru orice creștin care revine la cuvântul Evangheliei, la epistolele pauline, nu trebuie să citească prea des Apocalipsa neapărat, dar în orice caz să rămână în ambianța Scripturii. Da. Există destule temeiuri pentru a lăsa și pe Dumnezeu să mai facă ceva. Nu, exact. Nu să ne batem tot timpul capul ca și cum e un Deus Otiosus care gata, s-a retras din istorie și ne lasă pe noi cu o nu putem duce. Unii încearcă să-l pensioneze. Da, da, nu putem duce povara absenței și nici bătălia asta cu formele necuratului în regie proprie. Suntem sinergici. Spuneați mai devreme că escamotarea faptului religios, a problematicii religioase profunde, este quasi imposibilă. Eu constat că e cât se poate de posibilă, domnule Baconschi, acolo unde avem de-a face cu incultură cruntă, crasă. Dar există un drept al la incultură. Există și un astfel de drept, fără îndoială, pe care unii îl speculează la maximum. Frecvent vedem, și dumneavoastră vedeți pe ecrane, când e vorba uneori de probleme precum recunoașterea nefirescului ca firesc, recunoașterea căsătoriilor gay într-un spațiu creștin, ca să fiu foarte concret, titluri pe ecrane care pun în opoziție Biserica cu Europa. Recent am văzut un astfel de titlu. Biserica în opoziție cu Europa. Cu alte cuvinte, Europa e viitorul, Europa este paradisul ideilor înnoitoare, Biserica este un trecut adesea asociat cuvântului medieval, respectiv neavând habar de evul mediu și de lipsa lui de întunecime. Întunecimea e, se pare, în mințile altora și nu în cele care știu ce înseamnă ev mediu. Aceste abordări fac totuși foarte mult rău celor tineri, celor care nu mai au timp să citească cum am citit noi, care sunt constrânși să treacă rapid prin perioada de formare,
Rămân totuși idei otrăvite în mintea multora dintre cei care privesc acest tip de emisiuni, care sunt lipsite de o elementară onestitate. Da. Acum, domnule Bănescu, sincer vorbind, mă bucură începutul ăsta de conlucrare apologetică dintre elita intelectuală laică, creștină, și clerul și ierarhia bisericii noastre. Așa a debutat, au debutat anii 90, după care s-a produs un fel de disjuncție și acum cred că e nevoie de o pedagogie conservatoare, luminată, inteligentă, cu umor, dar bine informată, care să, în primul rând, să le semnaleze prin cărți, conferințe. E foarte mult de făcut din punctul ăsta de vedere. Să semnaleze celor care se grăbesc să recicleze, să spunem, anticlericalismul, că încălzesc o supă care a fost gătită în secolul XIX. Că se întorc înapoi, nu privesc spre viitor cu aceste, să spunem, brațe ale unui criptoprotestantism tardiv implantat și în spațiul ortodox, care nu a produs un cler vinovat într-un fel sau altul de scăderile clerului catolic de secolul XVI, care a dus la explozia protestantismului în Occident, nu? Dar, cu alte cuvinte, nu poți să dumirești pe un om care cade ușor victima acestor clișee, tot mai frecvent circulate, decât învățându-l, decât arătându-i puțin istoria, decât aducă niște argumente care să îl pună puțin pe gânduri și să la îndoială, poate. Aici dumneavoastră a semnalat ceva important, faptul că bisericile, vorbim despre toate, trebuie să fim onești, nu sunt capabile de multe ori să livreze ele însele un mesaj persuasiv, un mesaj mai sofisticat, un mesaj mai adecvat minților mai sofisticate de astăzi. Eu am pus o reflecție de tipul ăsta pe pagina mea de Facebook. În ce sens? În sensul că ce spun acum adversarii, să zicem, agnostici, atei, de stângă extremă din România la adresa bisericii? Încearcă să o identifice cu oamenii needucați de la țară și bătrâni. Exact. Punct. Creștinism și atunci, un creștinism urban, educat, sofisticat, intelectual, complex, dezinhibat, un creștinism cu alte figuri și alt discurs, parcă nu există. Așa. E până când biserica nu va arăta că există, coagulând, fără intenții politice. Evident. Și pur și simplu, pentru echilibrarea balanței. Coagulând acest, adică binecuvântând conștient, nu mecanic, această alianță între elita intelectuală a bisericii, care există, laică, și cler și așa mai departe. Noi, mă rog, nu mă pun pe mine la socoteală, dar există o categorie de oameni afirmați deja, cu o operă în spate, care au multă experiență și mai ales sunt suficient de învățați între ale teologiei ortodoxe pentru a nu trăi rolul lor social-apologetic ca pe o formă ascunsă de reformă protestantă. O spun eu, că dumneavoastră nu o spuneți, sunteți, aș spune, ca să zic așa, folosind o formulă mai veche, șeful acestei generații noi de gânditori creștini, nu, care are ceva de spus, care realmente își poate aduce o contribuție esențială la recuplarea în cheia rugului aprins, dacă adică noi suntem, a intelectualității cu biserica. Uitați-vă, domnule Bănescu, la oamenii despre care vorbesc, nu? Că e Adrian Papahagi, că Mihai Neamțu, că Radu Predea, că sunt mulți alții, sunt evident 15, că sunt 20, mai mulți, 30, 40, 50, poate de diverse vârste. În afirmare, unii, știu eu, clasici în viață, alții, în orice caz, pe drum. Toată această forță nu e bătrână, needucată și de la țară. Pare rău. Ea e dovada că oamenii în toată firea, cu o experiență intelectuală sofisticată, cosmopolită, internațională, rămân pe această cale pentru că o consideră adevărată. Exact. Și pentru că o consideră sacră. Deci, asta poate să aibă un impact
Măricel, e bine, eu apreciez foarte mult că, de exemplu, biserica, mă refer acum la Biserica Ortodoxă Română, n-a ezitat, a adoptat noile media repede, se mișcă, n-a rămas undeva cum era Pius al IX-lea cu Silabus la mijlocul secolului XIX, când a făcut un inventar a tot ce era modern și a pus pe el ștampila erezie. Și ce să facem? A fost o greșeală. S-a dovedit că la sfârșitul secolului XIX papii au început să elaboreze doctrina socială a Bisericii Catolice, adică să spună nu. Biserica trebuie să fie cea care reglează problema socială, nu revoluționarii marxiști și anarhiștii marxist-leniniști și așa mai departe. E și cazul astăzi cu neomarxismul. Da. Deci, cu alte cuvinte, curaj mai mult că suntem între parteneri într-o nevoie de apologetică subtilă, flexibilă, actuală, deschisă spre științe, deschisă către... Deci, o apologetică care, nedevenind arogantă, n-are niciun complex de inferioritate în dialogul cu cei care, să zic așa, ponegresc, caricaturizează, minimalizează sau deformează mediatic biserica. Trebuie pledat constant pentru ceea ce dumneavoastră numeați cândva urbanitatea credinței. Păi nu ruralitatea ei. E și ea o ipostază. Da. E o ipostază, adică, din ce în ce mai importantă în acest joc tradiție-modernitate în care biserica se află. Dați-mi voie să vă spun ceva. Printre, în generația asta medie, nouă, urbană, deschisă, corporatiștii, hipsterii, nu pun nimic peiorativ în chestia Evident asta. Că nu. Generația asta, de fapt, vrea și un creștinism urban. Ea l-așteaptă și nu-l găsește. Nu poate să meargă spre folclor, nu poate să nu vadă că o anumită adăstare statistic majoritară a României în dimensiunea ei rurală ne-a ținut pe loc. Că dacă țăranii toți ar fi putut să devină burghezi, profesori universitari, academicieni, diplomați și așa mai departe, oameni de știință, cum s-a întâmplat cu prima generație de după Marea Unire, nu? Când în 30 de ani, totuși, în mare măsură, din câteva mari familii, dar copii de țărani, au ajuns foarte departe. Acum tot asta se așteaptă. Oamenii ăștia încep să critique paseismul bisericii acolo unde el chiar există. Adică acolo unde biserica nu îndrăznește să-și inventeze viitorul sociocultural, nu mă refer la cel spiritual, mistic și sacramental sau dogmatic, ci la cel de inserție în veac, care, cum spuneam la începutul discuției noastre, nu e niciodată perfectă. E un joc, totdeauna o tensiune între prezența în lumea bisericii și forma lumii. Dar cred că, uite, din aproape în aproape, stările astea de tensiune pe care biserica le cunoaște și pe care credincioșii le resimt, se pot dezlega și putem să găsim și răspunsul cuvenit la această provocare pe care generația mea, sincer vorbind, pe ruinele comunismului, nu mai aștepta. Noi am trăit eliberarea de comunism ca revenirea lui Hristos în centru, da, pe un tron în centrul cetăților noastre. Dar avem explicații, înțelegem pe ce canale culturale sau altele au prins rădăcini aceste discursuri. Nu trebuie să le demonizăm. Trebuie să ne gândim că și ideea că acești oameni compatrioți și cetățeni concetățeni de noștri sunt oaia pierdută, s-ar putea să-i vexeze în primă. Ca să te simți bine ca oaie pierdută, trebuie să ai un grad de duhovnicie destul de ridicat. Deci nu trebuie să folosim aceste metafore. Nici dușmani, nici rătăciți. Trebuie să angajăm însă un dialog cu argumentele la îndemână când se aduce, ajungem și noi la o concluzie. Când se aduce acuzația absurdă că biserica e retrogradă, paseistă, aceeași biserică trebuie să reacționeze ca una care nu e așa. Păi,
Adică despre asta e vorba, te cuplezi la realitate, asimilând realitatea. Da, și ne căutând să... Adică aici, într-adevăr, e o evoluție pe care a adus-o democrația și, acum, cinstit vorbind, îi dăm dreptate lui Churchill. E cea mai puțin proastă dintre regimurile politice. Deci, și spiritualmente mai corozivă prin insidiositatea unor ideologii. Pentru că se bazează tocmai pe competiția unor doctrine politice, unor viziuni, unor partide diferite și așa mai departe. Nu mai poți să lucrezi cu anatemizări și cu... Deci, asta e. Cam auzit că s-a produs făcut o anatemă și în chiar o punctuală, așa, o excomunicare. Nu cred că asta e calea, sincer. Trebuie, prin acest dialog răbdător și mai ales un dialog în care credința să fie... Mai ales că asta se cere... Iar însă și un argument. Asta se cere unui creștin viu. Să dovedească că, într-adevăr, a metabolizat mesajul Evangheliei și că se comportă ca atare. Da. Chiar dacă e greu. Evident că e foarte greu. Păi, dar este singura soluție. Ne-am plictisit spiritualmente dacă am intrat într-o... și i-am dat chip și viață unei religii care să ne ceră doar câteva rituri. Credeți că aceasta e o ultimă întrebare? Această degringoladă spirituală, această alergie a omului modern la orice tip de autoritate, mai ales morală, are legătură și cu abandonarea idealului de sfințenie chiar în cadrele bisericii. Pentru că trăim în biserică nemai fiind vizitați într-un mod constant de ideea de sfințenie. Da. E un abandon totuși care ne costă foarte mult. De asta mult. Cred că și canonizarea unor sfinți mai apropiați de noi în istorie ar împrospăta această relație a mirenilor cu modelul viu, accesibil de sfințenie, aproape contemporană. Trebuie să nu creăm din sentimentul sfințeniei, mă rog, doar o galerie de sfinți antici și în rest tot ce ne pune la îndemână Sfintele Taine. Dar în rest, cred că niște sfinți, uite cum e Siluan de la Atos și alții, îi simți aproape contemporanii tăi. Ar trebui și între martirii creștini din secolul 20 din România, știu eu, ca biserica să-i recunoască printre sfinți. Cred că se va ajunge ar la asta. Ar avea un mare impact pastoral și pedagogic. Că da. În orice caz, anul acesta este un an comemorativ dedicat lor în Patriarhia Română. Da. Consider minunată că este idee. Un pas foarte frumos, curajos. Biserica își asumă un trecut recent. Cu bune și rele. Cu bune și rele, încercând să scoată la lumină, mai ales personalitățile acestea solare ale ei, oameni cu o viață sfântă, care au putrezit în închisorile unui regim ateu, care a desfigurat o mare parte din lume. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru tot ce faceți în slujirea acestui tip de creștinism urban, persuasiv, frumos argumentat, elegant și evident hiperculturalizat. Vă mulțumesc foarte mult. Și vă doresc din suflet mult succes și așteptăm, evident, o nouă carte de la dumneavoastră. O carte cu scrieri dinainte de 89, pregătesc. Da? Da, da. Mereu actuale, Dimineața înțeleg. Cunoașterii. Nu, am făcut o recoltă din ce am publicat în revistele de teologie ale Patriarhiei. Mă bucur foarte mult. O așteptăm cu drag. Vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată. La revedere! Thank you.